Codinul Hunedoara va juca în turul 3 preliminar al Conference League cu Astana din Kazahstan. Meciul tur se desfășoară la Sibiu, joi 8 august. La conferința de presă dinaintea partidei, Florin Maxim, antrenorul hunedorenilor, i-a luat apărarea lui Sergiu Buș, care a ratat un penalti în duelul cu Rijeka din turul 2 preliminar Europa League, la scorul de 1-0 pentru croați, și a avut un mesaj pentru fanii echipei. Florin Maxim le-a amintit fanilor că și alți fotbaliști ai Corvinului au ratat lovituri de la 11 metri, doi dintre aceștia chiar în finala Cupei României. Din punctul meu de vedere, deși nu fac nominalizări la meciul de Cupa României, au fost Pârvulescu și Coman, au ratat penaltiuri. Nu vreau să știu ce s-a întâmplat în cazul în care se pierdea acea finală. Eu nu cred că mai erau așa iubiți sau am trecut ușor peste acele ratări ale jucătorilor. Și de asta țin cumva să fim un pic mai atenți, pentru că lucrurile pe care le văd băieții pe Facebook și le aud, bănuiesc că au fost și niște mesaje individuale, trebuie să ne gândim doar atât. Un alt jucător va fi într-o situație la fel, poate, în meciul chiar de mâine seară, când va trebui să-și asume cineva luarea unei decizii. Nu știu, va fi o lovitură liberă, o lovitură de la 11 metri. Cumva trebuie să fim mai atenți, pentru că astăzi am dat în buș. E ok, ceilalți jucători s-au aliniat în spatele lui și cumva am scos un om care a fost de vină, să spunem așa, pentru faptul că noi nu am mers mai departe.